fapt, în acest proces paidei, în acest proces de formare, de bildung, de o filogenie aplicată la specia umană. În raport cu această filogenie, în raport cu această trecere a experienței de la o generație la alta, ce urmărește un profesor? Răspunsul este simplu. Crearea unor exemplare umane cât mai reușite. E un răspuns general. Ce înseamnă asta, cât mai reușite? Aș îndrăzni să spun a unor rase de oameni cât mai aproape de țelul constant al desăvârșirii umane. Tot noi, ca pe care vi l-am pomenit întreagă, ținem foarte mult la metafora societății ca un edificiu construit dintr-o cărămidă, dintr-un element care este baza clădirii. Calitatea clădirii va depinde totdeauna de calitatea cărămizii care este introdusă în construcția ei. Calitatea unei societăți, a rasei umane, a speciei umane care suntem, depinde de calitatea indivizilor, de felul în care ne formăm. În mod instinctiv, dumneavoastră, veniți la facultate, cred eu, nu numai din calcule pragmatice, ci mânați de o anumită sete, fiind flămânzi de un anumit lucru pe care poate nu-l puteți preciza cu strictețea ultimă. În ce constă această sete, acest fel de a fi flămând? Pe ce linie? Cum și în ce măsură treaba asta poate fi domolită aici? Eu cred că dacă lăsăm deoparte toate prejudecățile culturale și toate răspunsurile de manual, și dacă încercăm să ne uităm unii în ochii altora, să spunem ce căutăm fiecare în viață, de fapt, răspunsul pe care o să-l dăm este că am vrea să știm ce e cu noi, cine suntem. Cu toții suntem înscriși axial, reprezentăm o centralitate în univers. Nimeni nu scapă de eul lui vreodată. Și în felul ăsta, totdeauna suntem curioși să știm cum avem să ne înscriem până la urmă cu axialitatea asta a eului nostru în lumea în care trăim. Cum? Cum trebuie să-mi aleg eu viața? Ce am de făcut cu viața care mi s-a dat? Asta este o întrebare care sună existențial și patetic, dar eu cred că este întrebarea ultimă pe care o pune în joc filozofia de la Socrate încoace. În fond, Socrate asta a încercat să facă tot timpul. Să afle cum trebuie trăită viața care i s-a dat. Cum să-și aleagă viața. Și această întrebare nu poate fi că vă dau un răspuns decât dacă avem o întrebare la ce este omul. Deci dumneavoastră venind aici, chit că știți sau nu, ați venit să aflați ce este cu noi. Ce este omul. Ființa aceea care este și fiecare dintre noi, care suntem cu toți în parte. Ce face un profesor când e pus în fața acestei sarcini de a îi învăța în ghilimele pe, iată, sute de studenți de-a lungul unor ani ce este omul? Păi, iarăși răspunsul nu poate fi decât ăsta, după mintea mea. Îl ajută pe student să poată să-și pună liber această întrebare. Ce înseamnă a spune liber întrebarea ce este omul? Ce înseamnă liber în cazul ăsta? Liber înseamnă a învăța, a-l pune pe student în fața tuturor opțiunilor de tip cultural-filozofic pe care omenirea l-a oferit în vederea unei alegeri personale
pe care deci fiecare dintre dumneavoastră o va face după ce întreaga piață de produse culturale, filozofice îi va fi oferită. Profesorul nu îi spune unui student: uite ce trebuie să devii, uite ce este omul, așa trebuie să ieși de aici. După 3 ani și după 2 de masterat și încă 3 de doctorat, ăsta e portretul tău ideal. Dacă nu ești așa, ești rata. Nici vorba. Un profesor îi spune de-a lungul facultății și tot corpul profesoral: iată care sunt opțiunile pe care le poți avea. Iată ce s-a gândit pe lume în privința asta. Un profesor îl plimbă pe student prin piața culturii și îl lasă să aleagă ce îi se potrivește, nu ce vrea el, profesorul. Asta se numește o educație liberală. Iar o facultate de filozofie, care este însuși mediul de cultivare al libertății, care nu face așa ceva, este o facultate care își ratează, dintre care esența și țelul. Deci, o educație liberală de tip filozofic e cea care te face să cunoști răspunsurile alternative la întrebarea ce este omul și te îndeamnă să-ți alegi la sfârșit propriul tău răspuns. Nu există o viață împlinită fără acest tip de căutare înfigurată a răspunsurilor care chestii an, ar spune fenomenologii, care te privesc. Care te privesc. Orice poziție filozofică care vă veți întâlni în mod fatal și subconștient, vreau să spun, deci chiar dacă nu o faceți deliberat, va fi o confruntare cu ceea ce vă merge sau nu vă merge, cu ceea ce vă privește sau nu vă privește. Mulți dintre dumneavoastră cred că au venit la facultatea de filozofie pentru a-și rotunji o cultură sau pentru a-și face un anumit tip de cultură care dă bine în tabloul persoanei rafinate spiritual și cultural, care dă bine în anumite sectoare ale societății. Filozofia nu are nimic de a face în acest sens cu cultura înțeleasă ca o paradă de cunoștințe. La capătul acestui proces de formare, la capătul acestui proces al ideii, cultura de care în joc nu face decât să pună la dispoziție, cum vă spuneam, întrebările fundamentale care nu se studiază pentru a fi cult, așa cum vă spuneam, ci pur și simplu sunt aduse la cunoștință în vederea realizării optimale a vieții fiecăruia dintre noi. Cărțile sunt cu atât mai necesare într-o epocă în care modelele vi lipsesc și tocmai de aceea, când veți citi cărți sau aceia dintre dumneavoastră care veți mânca jerate, cum îi plăcea cuiva să spună când era vorba de a citi cărțile mari ale filozofiei, veți găsi în ele exact, sau veți căuta în ele exact ceea ce vă spuneam, moduri de a vă alege viața pe cont propriu. Acum, povestea este, și acum am să trec la a doua parte a lucrurilor pe care vreau să vi le spun. Mai răbdați? Totuși, e imposibil să detașezi facultatea de filozofie de ideea de o tehnică a gândirii. E greu să vă imaginați, sau mai degrabă, vă imaginați cu toții, iarăși conform unei viziuni care este a tuturor, a întregii societăți, că filozofia te învață să gândești. Și atunci, mi-ar fi imposibil să ocolesc întrebarea asta într-o asemenea întâlnire inaugurală pe care o am cu dumneavoastră. Ce
ce înseamnă a gândi